Руки сервы. Да. Руки. Hai, Sebi, parcă aveai forță ieri. Trecem bacul cu tracțiune manuală. Tabăra este făcută. Ia să vedem trusa asta frumoasă. Este un Matrix Horizon XL. Aici avem lansetele de spinning, o lansetă de la Shimano Tribal, o Daiwa Ninja și avem și o lansetă pentru musafir de feeder. Compartiment avem lansetele de 360. Lansetele de 360. În al treilea compartiment avem lansetele de 270. Lansetele scurte. O husă spațioasă în care poți să ții toate accesoriile de pescuit. Aici avem paleta de nădit. Avem minciogul, avem accesoriile pentru feeder. Aici avem vârfurile și o fixă. Da, ne apucăm să nădim, avem boilers și porumb cu scoică. O parte din boilers le-am crăpat, le-am spart ca să se activeze mai repede, timpul este scurt. E mare? Și eu spre mine, nu știu cum. Nu! Uite, abia acum trage și el. Dacă nu e prea rău. Tu ca tot, dar și mare de bine. E mare tare asta, să știți. Este mare tare, nu pot să-l ridic la suprafață. Varie el, tu că ești deapă, te rog. Nu, lasă că-l iau eu. Da? Da. Cafeaua acolo. S-a predat. Da, mi-a rupt. Trebuie. Mai convins, da. Trebuie. Aici. Imediat venim și noi. Foarte frumos. Foarte frumos. Mi-a plecat un izac cu tot. Asta ta de aici? Da, mă, da, asta acum. Pe l-am luat, mă. Eu am văzut că a luat un izac. Ce frumos e. Crab? Da. Bravo, crab, stai aici, stai. Mi s-a rupt acum. A scăpat acum. L-am luat primul avat. Bun. Sebi!
Sebi! Da? L-am luat? Ce-ai luat? Avat, frumos! Bravo! Da, e scrie pe el. Ia! Frumos! Stai așa, stai să-l văd și eu. Wow! Nu cred! Nu cred! Nu cred! Nu cred! Stau un noroi și am prins primul avat de dimineață. Dar ce frumos e, chiar frumos! Doar ce am scos voblerul, din nefericire a fost exact în branhie, este plin de sânge, așa că n-am să-l pot elibera. Îl punem diseară în tigaie, mai avem o plătică. Nebunie curată, o lanseta a dispărut de pe mal și acum s-a dus cu caiacul să dea cu ancoriță pe fund să vadă dacă o găsește. A găsit-o și are peștele în ea. Ce șansă ai să o mai găsești? Cum? Nu! Aici era lanseta, a dispărut. Urma de unde a plecat. Și acum mulinează să vedem ce pește e. Sigur, un crap. Din nou încoace. E mare, da. Păi, trage-l lângă barcă. Da, se pare că a pierdut crapul. Era destul de mare crapul. N-a avut șanse să ridice pentru că nu a avut niciogul la el. Băi, frate, n-am văzut în viața mea așa crap. Deci nu am văzut. E un șifonier mai mic. Să-l aduci, dar trebuie să avem grijă să nu-l lovim, să-l speriem, știi ce zic? Da. Adică pe sub el, frumos. Fără lovituri. Fără lovituri cautătoare de... Da, plăcire. Adios. Da, să-l lasă să obosească un pic, să-i dau aer. Că eu zic că-i prins bine. Mare? Cam la patru ca aia. Hai să-i văd acum. Hai să-i vezi. Ușor. Bravo, boss! Lasă-l, mă! Se-ndoaie! Băi, e mare, frumos, bă! Hai de cinci, pastore! Acest peștișor se va întoarce în mediul lui natural. Da. Obligatoriu. În toată splendoarea lui. Suntem... Cât de frumos e! Cât prinderea. De frumos e! Se face în buza de jos. Da? Totdeauna. Uite! Niciodată n-avea cum să scape de aici. Nu, n-o niciodată. Bă, cât de frumos e. Și acum, dacă ne permite domnul să-i facem și o poză. Ne pregătim să facem o tocăniță de pește. Avem plătică și avat aici, l-am prăjit. Vegetal, avem legume. Vegetale. Hai să vedem ce este. Lasă ușor. Uite, asta e vegeta. Ce e vegeta naturală, că nu e vegeta. Ok, aici și le scot după aia, nu-i dea gust, nu știu cum. Să vă arătăm și combinația pe care am făcut-o. Este vorba de niște câine pe fiartă cu porumb dipuit în miere și niște boiles fiert, red squid, boiles solubil și boiles tare. Ceva boiles tare pentru patul de nadă, solubilul pentru a crea o atracție mai rapidă. Încercăm să avem acum pe după amiază un pescuit rapid la,
la feeder, să vedem ce o să iasă. Gata. Ne apropiem de masă. Avat cu plătică. Dă-i drumul la frână. E frumos. La Feeder Valley? Da. Cum e? Ascultă-mă, ți-a prea mult fier. Nu mi-a deloc, eu e aproape acum, Sebi. E în fața ta, Sebi. Tu nu mulinezi deloc. Ba da, Sebi. Stai liniștit, uite-l aici, aude-l. Hai că nu-i chiar așa mare. Stai să-l văd. Stai. Stai un pic, Vali. Ridică-l un pic, că nu-l văd. Bate și ceară. Poți să-mi-l aduci un pic aici? Opa! Ăla e. Opa! Ăla e. Bravo, tată! Bravo, tată! Ce crăpâșteam frumos! Ce crăpâșteam frumos la feeder! Primul a fost mai frumos decât ăsta. Mult mai frumos. Oricum și ăsta e frumos. Haide să-l eliberăm. Ce de frumos este. Să țin mai mare, o? Să dăm drumul direct pe apă mare. Fugi, frumosule. Ușor, fugi. Oh, ce frumos e. Nu-ți bate capul. Eu sunt. Oare ce mâncare? Sau cel puțin așa pare aici. Hai să-l vedem. Uite aici, în fața noastră este. Fața noastră? Nu băga minciogul. Că el tu nu-l vezi și îl văd. Îl văd aici. Mă ține... Ah, te mai ține unde stai. L-am luat. Frumos. 3 kg, 4 kg, nu știu cât are. O să ții și asta un pic? Opa. Cât de bine arată. Avem și un muzei. La fix. La marele fix. Am nevoie de mincioc. Cred că el are 3-4 kg. Ăla e. Bine că ai avut cizme în picioare. Da. Ba chiar îmi place mai mult locul ăsta, pentru că acolo e crangă multă jos. Unde? Știi? Și riști să-l... O, ce frumos e. Wow. Așa. Ce crap frumos. Foarte frumos. A ta! Regulamentarus. Avem pește aici de sub. Ce bine arată. Scoate-mi pâinea că deja directus. E făcută. I-o ridic și tu. Cât de bine arată placul ăsta.
Nu avem. Vreau cu mâșdei direct. Da? Direct cu mâșdei. Eu vreau. Avem doar o căldare mică de mâșdei. Hai să vedem. Oho, e frumos el, e frumos, e frumos. Un se duce, un se duce. Se duce în ciotă. Da? Unde e? Unde e? Uite, mă, valii pescarul, bă! La pescar și de mare și de Dunăre și de... A fost pe, pe fază. A fost pe fază. Hai să vedem. Op, ușor, ușor, ușor. Opa, ușor. Ușor, ușor. La porumb, bineînțeles. Și pe ăla înainte, cu celălalt. Bun. Haide să vedem. Ușor, 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 ușor. Frumosel. Cred că nu mă vedeți de cam așa. Foarte frumosel. Hai să vedem cum îi dăm drumul acum. Paule, că am spus să-i dau drumul că... E grijă la băț. Am grijă la băț. Cam până aici pot să mă apropii. Nu, p- da. Da, dacă pleacă. Pleacă. Hai să vedem. Hai. Hai, curaj. Ișon! Ia să vedem. Lasă-l! Este? E mic! E mic? Moacă! Mamă, cât de aproape a fost! Caras, plătică, băi, plătică, plătică mare! Plătică, bă, băiatule, bă! Plătică! Plătică bă, mare, bă! Plătică, bă, băiatule, bă! Lasă-l să pune repede. Oh, e frumos, e frumos. Destul de frumos. Bună dimineața, marinarilor. Haideți să încercăm puțin la avat. Au sărit aici de câteva ori în zonă. Trebuie să prindem neapărat unul, să-i vedem culoarea. Restul este bonus. Avem câteva locuri foarte frumoase aici în, în zona noastră. Cu siguranță vom prinde ceva. Opa! Sper că nu ești taur. S-a oprit și el și eu. S-au oprit doi masculi alfa. Du-te bă băiatule, hai că e vacă, am scăpat. Du-te bă băiatule de aici. Ce cauți mă tu aici prin pădure? Ai venit la avat? E nedumerită și ea săracă. Ce dracu caută ăla cu bățul în mână? Hai, ne vedem. Ne vedem mai încolo, că mă duc dau la pește. Bine zona aici. Acolo lângă copaci, o să aruncăm de câteva ori. Bun. L-am luat. Am zis eu că e frumos de zonă. L-am luat. Ce frumos. Nu. Hăci, ieși.
am prins un avat mic. Cel mai mic de până acum. Haide să-l eliberăm. Ne pregătim să nădim, să ieșim în larg să nădim. Aici avem niște porumb dipuit de la Senzor Planet. Mai avem niște bile de la VLC, niște bile de la Sticky Bites amestecate. Toate, bineînțeles, cumpărate, între ghilimele cumpărate, de la cfh.ro. O să vă arătăm cum facem să ajungă pe substrat și să rămână pe substrat, să se dizolve cât mai greu. Luăm genul ăsta de argilă, de pământ, care îl găsim de obicei la mar. Îl băgăm în găleată și ne apucăm să facem niște cărămizi, efectiv, niște cărămizi. Uite așa. Le vom face de genul acesta. Uite așa. De fapt nu sunt niște cărămizi, sunt niște tortișoare, da? Care țin momeala la un loc. Ajunge pe fundul apei, argila se topește treptat și se liberează treptat boilesul și porumbul. Nada, practic. Ne pregătim așa, după care vom ieși cu caiacul să nădim. Ia gogoșile de aici. Gogoșile. Opa, stai că și pe astea are noroi. Pune așa. Așa. Are mult noroi la ea. Mă, dă, hai că vorbim. Hai, ai agățat mă de filul ăsta și de-aia mi-e bine greu. Da, vină pe partea asta, vină pe partea asta. Nu, nu din nou. Stai. Vezi cine e ăla. A, bă. Ce nu-i dau că luam, îi dau cu cărămida. Haide. Vezi, dacă e peștele mare, a făcut valuri. A început celălalt. E frumos, e foarte frumos. Tot așa, 2,5 kg, 3. Ce se vii? La porumb. Ne schimbăm pe porumb toți. Am putea. 3 babe de porumb. Câte ăla de la tine, Sebi? Cum? Cât de frumos e. Pardon, mă scuzați. Foarte frumos. Oh, bășica, frumoșelul. Hai, fugi. Fugi. Ha, ce frumos. A făcut și spectacol. O omletită regulamentară. O puțină și un culiță. Peștele unde e? Peștele, uite, ce-a tăiat. Diseară, da? Biletat, prins de Vali și de Sebi. Ia să vedem. Uite, bine. Arată cum trebuie să arate, Vali. Mai bine decât trebuie să arate. Uite așa, vaș. Mai pe acolo dacă poți, Vali. Da, da. Chiar acolo, da, gen. Că e apa mare, știi? Așa o să vii, altă să vii. Asta așa să vedem dacă ai prima dată drum. E dată, e dată. Da? Nu, i-am dat eu drum.
Bun, perfect. Am dat ce drum ce e. Băi, pare că nu sunt. Nu pare, este. Ușor. Băi, oare ce fac asta? N-are nimic, lasă să le ia pe toate, nu contează, peștele să-l scoatem. Pare, pare frumos, să știi. Ia. Mai și pasta, că totuși de aia. Da. Ușor. Dă-i drumul la fir la aia. Și la asta de aici trebuie fir. E frumos, e frumos, e frumos. Wow. Eu aici sunt, dacă poți să mi-l aduci ușor. Să încerc să-i dai și puțin aer. A, așa. Dă-i drumul la fir, tu. Nu, nu, e ok. Opa! Wow! Wow, ce frumos e! Cred că are. Cred că are. Hârță. Uite ce regulament are. Puțin brânzică cu ou. Și gata. E cum zice un prieten al meu, am salvat și ziua asta. Avem un șalău. Bravo, mă, Siri. Continuăm plimbarea. Trebuie să mai găsim un avat. Să ne putem să aruncăm de aici. Mergem mai departe. Oh, bun, aici, aici, arată bine. Wow, lângă voblerul meu, lângă, lângă. Lângă asta e. La tine a atacat? Nu, nu, lângă un metru, un metru lângă. Exact un metru. Exact acolo. Îl iau acum. Și ăla a fost atac, n-a fost caras. Amă, că e unul mare acolo, știm că e unul mare acolo. Oh, ce mamă, mamă, ce-a luat, ușor! Ușor, băi! Wow! Ce atac frumos! Mamă, ce-a sărit ăsta! Uite-l, băi, bă, tu știi cum a făcut? Băi, da, frate, mare, bă! Nu-i mare, tot așa ca asta ultimul. Mamă, dar ce atac frumos! Bă, dar cum a sărit în coate și... Bă, în sus a sărit de pe domnule, ești de bun? Și dă-te el la sărit de sus. Ia uite-l! Ce spectacol de dimineață! Ce spectacol de dimineață! Ce frumusețe! Op, 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 op. Fugi! Ai mai mic? Jalo, băi! Nu, 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 tot a face, dar ai mai mic. Mai frumos, oricum. E diferit, nu? Da, da. Ai grijă cu brațile. Da, da. Că un avat așa de dimineață. Ușor, 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 ușor. Frumos, e frumos. Ăștia sunt îmbrăcați. Gata, îl eliberăm. E prins foarte, foarte puțin de buză. Da. Fugi! Superb! De câteva ore bune, cred că vreo 24 de ore, crapa a cam predat armele. Așa că ne-am hotărât să-i facem ceva a la carte, foarte apetisant. Compus din boilesuri tari, fierte, solubile, porumb și tiger nuts. Iar acum vom merge să nădim. Până acum am nădit amestecat cu noroi, cu pământ de pe malul Dunării, pentru a se duce mai repede pe fund. Dar rezultatele nu au fost tocmai cele mai bune. Așa că vom încerca să nădim
cu paleta din caiac, un pic în amonte față de lansetele noastre. Am ajuns la locul de nădit. Suntem la aproximativ 30-40 de metri de lansetă. Mâncat de dedesubt. Știi? Da. Nu e mare, dar e frumos. Ce frumos. Să rămână alesi. A mai fost prins de plase și a scăpat. Uite, se văd urmele. A avut cocoașa ruptă și merită să trăiască. Hai să dăm cu drumul. Unde ești? Nu te mai duce mai în față, vai să nu cazi. N-are nimic, aici un metru are jos. Hai, ridică-l puțin sus, să-l vedem. Oh, e frumos, e frumos. Nu veni cu el încoace, Păi da, dar eu vreau să-l iau la prag, gata, l-am luat. E frumos. Cum ești aici mai mare. Nu? Da. Ce frumos. Oh, ce frumos. A, de vezi că e miciuc aici. Imediat, stai să-l vedem. Hai, gobuțește-l puțin. Da, cred că-l scot așa. Hai să mai vedem. Un ciortănel. Opa, așa, ăla e. O să-mi dai mie aici? Da. Să-l bag eu aici, te rog. Da. Stai să mă... Da, ultimul pește pe ziua de astăzi, o plătică frumoasă, o eliberăm imediat. Feeder, ultimul pește. Hai frumoasă, fugi. Fugi frumoasă, fugi. Hai, iau invers. Așa.